Bine m-am găsit, prieteni, bine m-am găsit din Amabici de Elită. Această partidă împotriva Universității Craiova, de fapt împotriva CS Universității Craiova, clonei sau cum vreți să-i spuneți, ne-a oferit o confirmare că suntem pe drumul cel bun în ghilimele spre retrogradare. Deci, după cum v-am spus, în toate materialele mele de când a fost dat afară, de când a fost a avut loc lovitura de stat prin care Mircea Redic a fost depărtat, eu v-am tras un semnal de alarmă, v-am spus clar că lucrurile nu se îndreaptă către o direcție bună, deoarece, unu, pe banca echipei noastre a fost instalat un antrenor care nu are niciun fel de carte de vizită și niciun fel de, nu-l recomandă nimic ca să preia echipă ca Dinamo. Doi, toate transferurile care s-au făcut au fost transferuri la plezneală. Și trei, managerul care a fost pus la Dinamo este cel care a instrumentat probabil și aducerea lui Neagoe și toate chestiile astea, inclusiv distrugerea echipei pas cu pas, darea afară a jucătorilor lui Redding și rămânerea cu jucătorii aduși de antrenorul Neagoe și cu mici excepții cu rămânerea lui Filip, da, lui Filip, lui Climaviciu și lui Montini, că au mai supraviețuit din echipa lui Redding. Filip a fost și el trecut pe linie moartă, s-a încercat și cu Climaviciu, s-a zice pe tardă, este Bojan și asta și nu s-a reușit. Dom'le, trebuie să discutăm de ce am văzut până acum, pentru că mulți au spus, dom'le, nu mai lăsați jucătorii, dom'le, să demonstreze, să arate, cum, că ăla e Mărgăritescu, că ăla nu știu ce, că ăla e Spider-Man, că ăla e nu știu ce. Păi, fraților, hai să fim sinceri și să ne dăm seama de niște chestii. Un jucător, lui și l-a dus la 26 de ani sau 28 de ani, la Dinamo. El nu a făcut nimic până atunci nicăieri. Și ce ne așteptăm noi să facă? Să facă o explozie deodată, se transformă așa din broscui, se transformă în prinț, nu? portarul acesta. Ambii portari, de fapt, ce să din portarul acesta? Ce să spun? Cătălin Straton, da? A fost lăudat de toată lumea că el a avut un sezon, în sezonul trecut, un sezon bun, foarte bun, și că e un portar care s-a remarcat. Dar echipa lui a retrogradat. Și nu este la primul episod. Deci cu un an înainte a retrogradat și Timișoara, domnule. Ce să discutăm? Deci un portar care retrogradează cu două echipe vine la Dinamo și primește 9.000. Iar portarul Mandanda era plătit cu 2.000. Împrumutat. Deci poate că nici are din găsea un portar mult mai bun. Ați văzut că a spus la un moment dat, domnule, am avut portar care a apărat pe 2.000. Dar puteam să iau și eu să-i aduc un portar cu 9.000 sau cu 7.000 sau cu 8.000 și era un portar de mult mai bun, nu? Bun. Acest Piliacelli care a apărat, domnule, băgați-l pe italian, că sare din bară în bară, e Spider-Man, l-am văzut pe DVD-uri, l-am văzut pe nu știu ce. Păi, fraților, dacă el nu a dat randament nicăieri, la Carpi aia sau unde a fost el, a fost la Carpi. A retrogradat din serie B sau sunt serie C. A apărat vreo 18 meciuri, deci n-a fost portarul titular, dar oricum, fraților, vine de la o echipă retrogradată. Dom'le, noi suntem Dinamo totuși. Noi trebuie să luăm niște jucători care, nu știu ce să zic, să fie nu neapărat de la echipa națională în primă fază, dar măcar să fie în vederile, știu, echipe naționale, sau să fie acolo, lângă, sau... Adică noi renunțăm la internaționali, ca cum a fost la internaționalul albanez Aligi, renunțăm la Dusso, dăm afară, ne gândim că a avut portar ca Penedo și a plecat, nu? Deci a plecat că era bătrân și așa. Deci a fost portar de națională, domnule, deci au venit, că a fost la Panama, că unde a fost el, domnule, a fost portar de națională. Haideți să fim serioși, să ne gândim, să stabilim așa că au fost portar de națională. Deci la Dinamo trebuie să ajungă jucători care ori sunt naționali a țărilor lor, ori au fost internaționali. Cum a fost Malangu, da, el fusese internațional al țării sale. Tineri de perspectivă care poate să arate sau poate să demonstreze, nu, de la noi din România, cam asta trebuie să ajungă la Dinamo, nu, domne, 28 de ani, răduță sau răuță, cum îl cheamă, că nimeni dreacu să-l pierdem și pe ăsta, comparat, Mărgăritescu, e pit, bune, nu știu, măi, fraților, nu l-a văzut nimeni, mă, la voluntar nimeni nu l-a remarcat. Eu am auzit de un Gorobsov, l-am văzut, că juca la Chiajna, am auzit, eu știu, de alți închizători, de Mărzliar, de jucători de ăștia care, într-adevăr, să-i vezi, domnule, că am auzit de Artean, nu, care a fost la Timișoara retrogradase, dar era, se vedea, domnule, că mișcă, că nu știu ce. Dar ce să fac eu cu ăsta care nu am nici nu știam? Cine-i, bă, răuță ăsta? Cine în viața mea n-am auzit de el? Și ați văzut că
Nu ai cum să transformi un jucător și cu atât mai mult aducând mai mulți la ghici. Adică îl aduc pe Răuță, îl aduc pe Stratu, în care nu știu ce va face, nu știu cum se va comporta la Dinamo. Piliacirii la fel, un experiment. În defensivă nu mai spun ce dezastre pe acolo. Am tăiat în carne vie și am rămas acum fără fundaș stânga. L-am adus pe Sin de la Iași, care acolo juca fundaș stânga din an în Paști. El de fapt era mijlocaș stânga, el e mijlocaș stânga Sin. Și nici de cum un mijlocaș stânga de valoare. Este un mijlocaș stânga să-l ții rezervă așa sau nu știu ce să zic, să-l ții la echipa a doua. Este un mijlocaș de Iași, să zicem, sau de nu știu ce echipă, să nu jignesc pe Iașiul, că Iași a bătut, noi suntem cu două înfrângeri, nu? Deci nu putem să discutăm de Iași. Iașiul are un egal la CFR și o victorie acasă cu asta, deci nu avem ce să discutăm noi de Iași, nu? Cam asta e situația. Jucători care nu au nicio carte de vizită și care nu-i recomandă nimic, sunt aduși că poate ori face, poate ori trege. Nu mai ajung la ăla, la sârbul ăla cu ăla, Chiliosul ăla care a fost adus din Liga a doua, nu mai ajung la Popa care trebuia să zboare de anul trecut să nu mai fie în lot. Deci nu trebuie să fii mare antrenor, frate, ca să-l vezi pe Popa, că nu face față la Dinamo, domnule. Deci nu face față la Dinamo. Acum ce să-i fac dacă nu face față? Poate o fi bun la antrenamente, eu știu ce face el acolo, nu? Căci că diblează, e bun, că... Frate, nu poți să faci față, nu faci față, pleci. Nu, Dinamo nu e echipă de asta care să tragă de toți refuzați. Dom'le, în situația în care s-a ajuns din cauza echipei tehnice actuale, care a dat afară fără discernământ jucătorii, da, de mână cu Prunea. Deci Prunea de mână cu Neagoie, au dat afară toți jucătorii lui Rednic și au distrus tot și au luat-o de la zero. Inutil, pentru că ei aveau deja ceva, o construcție. Trebuia să plătească ceva bani în plus, să-și respecte angajamentul față de Aligi, să-i plătească un 8.000-9.000 salariu, la fel lui Duso, și aveai fundaș și dreapta asigurați și stânga și la revedere începeai. În centru l-aveai pe Ciubotariu cu copilul ăla, cu Ricci, cu Grigore, care se schimba unii pe alții acolo, și l-aveai pe Climavicius, care era numărul 1. Mai aduceai un fundaj de experiență care să-l pui acum, dar ei de cum pe Bejan ăla, domnule, care nu l-a văzut nimeni și nu știe nimeni. Vă dați seama că dacă era un jucător, un fundaj bun, ajungea și el. De ce nu l-au luat pe ăla de la Cluj? De ce nu l-au luat noi pe ăla de la Cluj, dacă l-au luat pe ea, Clujul, nu? De ce n-a ajuns ăla la noi? Pentru că nu avea, ăla avea valoare și nu Chester. De ce n-a ajuns Chester la noi și a ajuns Bejan? Cum vine chestia asta? Deci, haideți să înțelegem că sunt aduși niște jucători care nu au cum să facă față, domnule. Am fost acuzat de diferite persoane că eu nu știu ce fac, că nu-s dinamovist, că tot timpul critic, că tot timpul nu-mi convine nimic. Măi, frate, mă, deci noi eram într-un punct, apărarea se construise, axul central era cât de cât pus la punct acolo, mai trebuia să mai faci niște retușuri, să aduci și atacanți, niște mijlocași și să-i dai afară, să-i rotești pe cei care n-au dat randament. Dacă ne uităm la cine n-a dat randament și care au fost aruncați, o să constatăm că Reda Jadi... Doamne, peste Sin și partea stângă, nici nu știu cine a mai jucat în stânga, că nici nu rețin. Deci vă dați seama ce jucători, care nici nu-ți dai seama cine a jucat în stânga, cine a fost forțat Sorescu în continuare acolo, pe partea stângă. Deci a fost băgat Sorescu pe partea stângă cu disperare când s-a văzut că din sezonul trecut că el, fundaș dreapta, este locul lui. Bagă-l dracului acolo în fundaș dreapta, măcar acoperi un loc acolo. Știi că ai certitudine, ai un fundaș dreapta care a fost băgat în seamă de echipa națională Under 21, de selecționări de la Under 21. Deci asta înseamnă că omul face treaba, a fost demarcat, nu veni tu să faci tu pe Pitagora. Frate, dacă ceva merge, lasă așa să meargă, nu veni tu strici și după aia zici tu că ai făcut tu. Vii și tu și faci altceva. Măcar folosește-te, fii deștept și inteligent și folosește-te de ceea ce ai găsit și bibilește așa să frumos prin ochiul tău foarte bun al antrenorului, ceilalți jucători și ajunge la niște rezultate, dar nu distruge ca un neghiob și după aia lași echipa în paragină și într-un moment incredibil de greu. Papazoglu, Zenche, păi Zenche era vis! Zenche era vis! Vă spun, la ce jucători avem acum acolo, pe Bru ăla sau ce, nu am cu ce să vorbesc. Kevin Bru, l-a adus pe Kevin Bru, că a jucat nu știu pe unde, pe Liga a doua englezească, că a făcut nu știu ce, că adresc, că frate, e nerecunoscut sau nu recunoști sau nu-l vezi în teren, nu face nimic. E zero barat la toate capitolele. Singurul transfer care s-a făcut cu cap, dar a fost pe lista lui Rednic, a fost Mrzliak. Într-adevăr, un jucător bun s-a văzut acolo, dar dacă n-are cu cine, ce vrei să-ți facă? În plus,
El a venit acum și stă în joacă în fața unei apărări care e improvizate și care e șubre din toate punctele de vedere. Măcar acum la meciul acesta cu Craiova se putea, eu știu, se putea păstra un schelet al echipei. Deci, logic era să joace Ciubotariu în centru cu Climaviciu și să joace pe Sorescu în dreapta, iar în stânga să improvizezi iar cu ceva, nu știu, nu știu ce, cu cine să improvizezi. Ați văzut că Sine ăla s-a văzut de la o poștă că nu le are cu sportul ăsta și nu-i fundaș. Deci din meciurile alea de pregătire cu bucătarii și cu ospătarii s-a văzut că el nu poate să facă față, că el nu-i fundaș. Și chiar dacă e mijlocaș, eu mijlocaș anonim. Asta este. În atac a zis ce s-a făcut. Papazoglu, că a zis nu știu ce, că a făcut nu știu ce, că a zis că suporterii sunt nu știu cum și că... De fapt, Papazoglu ce a zis? Papazoglu a spus la băiatul la Romaniat, i-a zis, bă, băiatule, ai grijă că aici te amenință ăștia că nu-ți dă salariu, nu te plătește la timp, îți dă întârzie după două luni, îți dă salariu, te ține pe cartoane și îți dă tocăniță. De asta, deci ce să mai zicem, ce să mai vorbim? Lucruri care să ne dăm din nou, nu? Și le spune un străin afară și noi începem să facem figuri că a zis ăla nu știu ce și la și îl dă Papazoglu afară, care era un atacant într-adevăr ca lumea și care puteai să zici că e atacant, da? Nu era super de clasă, dar în momentul de față era peste tot ceea ce avem noi. La meci capital de ăsta, meci crucial, deci distrug apărarea, da? Îl bat pe Ciobi pe partea dreaptă, a distrus toți jucătorii, i-a învârtit, i-a nebunit pe posturi, da? Insist cu Răuț ăla care ți-a arătat limitele în primul meci cu Viitorul, da? Și îl bag lângă Mărziac acolo când puteam să fac alte aranjamente, puteam să fac alt amplasament în funcție de ce jucători aveam la dispoziție. Jucam mai ofensiv, jucam un 4-4-2, jucam altceva, dar dacă el nu știe decât 1-4-2-3-1, la revedere, pa, alt sistem există. Eu chiar m-am mirat când am văzut numele jucătorilor, am făcut imediat în mintea mea o așezare pe teren mai logică din punct de vedere al jucătorilor care citeam de pe listă și am văzut că ar fi un 3-5-2, mi s-a părut, să mă credeți că așa mi s-a părut că ar fi, deci un 3-5-2 flexibil care putea să asigure un joc ofensiv. Da, și m-am gândit, băi, uite, omul improvizează și arată că într-adevăr într-un meci de asta știe și poate că a gândit el ceva. Despre jucători v-am spus, asta este concluzia mea personală și nu numai a mea, pentru că eu v-am spus, de multe ori eu nu exprim numai punctul de vedere al meu, al subsemnatului. Eu discut, am prietenii mei, colaboratorii mei care discut și mă ajută pe site, pe dinamovicderita.com, dar și prietenii mei care discut din România, care se duc la toate meciurile, sunt nelipsiți de lângă viața sportivă și viața dinamovistă în general. Sunt oameni de fotbal, oameni care știu și eu discut unde cu ei și atunci am fac și eu niște impresii. Ce mai știu și eu, experiența care o am, pentru că am și eu o pasiune cu analizele partidelor, cu fotbalul tacticizat, îmi place foarte mult. Dacă eu mi-am inspirat un punct de vedere care mi-am demonstrat de-a lungul anilor, nu competența să-mi spunem, că doar nu sunt un specialist în sportul ăsta, dar am demonstrat că pot să discut despre fotbal, am un anumit bagaj de cunoștințe care îmi permite să discut despre jucători, despre antrenori și tot ce am spus de când am început activitatea pe Dinamovici de Elită, urmăriți, uitați-vă în urmă și o să vedeți că am spus numai adevărul și numai la obiect am discutat, nu am avut niciun pic de resentiment față de Miliuță sau de... Nu m-a interesat pe mine omul Miliuță sau pe mine omul Bratu sau... Despre Bratul, de exemplu, a fost un jucător care mi-a fost favorit. Mie îmi plăcea de Florin Bratul. Și am sperat ca el să confirme ca și antrenor, dar ați văzut că nu poți să confirm ca antrenor atunci când nu ai școala antrenoratului, nu știi să discuți cu oamenii, îți lipsește ceva, nu? Ei, asta este, trebuie să recunoaștem întotdeauna adevărul. Eu voi spune adevărul în continuare și nu mă voi opri niciodată. Deci asta este ceea ce le promit tuturor celor care vin în grupurile din Dinamovici de Elită și care urmăresc aceste materiale. Vă salut, prieteni, numai bine!